Nicolas s-a născut la numai 5 luni, iar doctorii au dat puține șanse de supraviețuire. Acasă, când am venit, avea 2,5 kg într-o cutie de călțăminte. Acum Nicolas prezintă tulburări de creștere și mama sa are nevoie de toată susținerea pe care o poate primi pentru a-și putea ajuta băiatul să vorbească. Și m-au îndrumat să mă duc la un doctor să-l controleze, că zic că nu-i bine copilul, că i-am zis că nu vorbește. Ca să mă țin Dumnezeu să cresc copiii ăștia mari. Sprijinul asistentului social este esențial pentru a ajuta familia să aibă un trai mai bun. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8864 și donează 4 euro pentru ca Nicolas și alți copii ca el să poată spune mamă și să aibă un viitor mai bun.